Hai, salut, prieteni! Repede să intru în subiect despre Cătălin, băiatul Olgăi, Cătălin de la Strehaia. Ce credeți că... Eu când eram în America, el avea o grămadă de vizualizări, era înaintea mea cu mult, cu abonați, cu orice. Și nu știu ce s-a întâmplat cu el de... Bine, e și puturos, că nu mai face filmări. Nu știu ce nu-i mai convine. Că tot zice că are probleme la canal. Nu cred că are probleme la canal. Are probleme că nu vrea să facă filmări. Păi fă filmări, frate. Și mai ales că tu ești acolo în Strehaia. Te duci la ei, te duci la Leo. Chiar așa greu să nu vorbești cu Leo? A? Este nașul copilului tău. E nașul tău, nu? E unchiul tău, nu? Cum adică? Du-te acolo și... Dar nimeni nu, nu știu, nimeni nu vor să-l ajute măcar, nu știu de ce. Dar poate că nici el nu-l dorește lucrul acesta. Du-te, frate, acolo, fă filmări cu Leo, pune întrebări, stai la masă cu ei, vorbește, că și tu îi ajuți. Pe tine cine te ajută? Cum ai, eu am 5500 de abonați și la vizualizări am făcut triplu cu tine. Era înaintea mea, cu mult. Nu știi că făceam subiecte înainte, făceam când eram în America, făceam subiecte despre tine, despre nevasta ta? Hai că Anca a pățit ce a pățit, i s-a închis canalul, dar tu ce n-ai? Nu mi se pare normal. Fă ceva și tu fă, ce n-ai subiecte, că ai chestii de vorbit, ai chestii interesante, lucrai înainte și la mecanic acolo în curte, făceai, nu știu ce făceai, dezmembrai mașini. Fă cum făceai înainte. Sfatul meu pentru tine, Cătălin, ești prietenul meu. Te văd așa, nu știu, parcă n-ai chef de viață. Fă ceva cu viața ta. Oh, mi-aduc aminte că și Pintea avea canal de YouTube și era înaintea mea cu nu știu câte mii de vizualizări. Și ăla s-a lăsat. Și ăla un puturos. Ce se întâmplă cu voi, mă? Voi sunteți prietenii mei și nu știu ce se întâmplă cu voi. Hai, că am înțeles, Pintea nu mai vrea să facă filmări, dar Cătălin... Am pretenții la tine, Cătăline. Pe bune. Mai ții minte că voi să înviți canalul? Voi să înviți canalul. Atunci mergea, acum de ce nu mai merge? Pentru că nu mai faci filmări interesante. Și nu mai îți bas capul. N-ai chef, nu știu ce se întâmplă cu tine. Ești bolnav? Du-te la un control dacă ai vreo problemă ceva. Sper că nu, Doamne ferește. Hai, bam, bam. Zăpadă. Ninge în continuare. Zăpadă! A rămas zăpada, vedeți? Place că a rămas zăpada. Acum, bineînțeles, e și pleșcăială, da? Da. Aia e. N-am apucat să vă răspund la comentarii, momentan. Totul alb, stânga-dreapta, în față, în spate, peste tot.
Nu e înghețat pe jos. Deci asta înseamnă că nu aluneci nici pe stradă, nici pe trotuar. Filmez și eu acum, că e zăpadă, că mâine, cine știe. În sfârșit a venit zăpada, mai multă decât mă așteptam. Au ieșit oamenii la lopeți. Dar cât de frumos a nins. Am luat-o pe o străduță să vă arăt zăpada. Să vă arăt bilele la ăștia care și-au făcut aici lângă postul Bila. Ia uite așa ce a făcut și aici. Zăpadă peste tot. O, și gar s-a făcut ăsta aici. Vedeți? Așa ceva. Doar în filme vezi. Uite ce s-a făcut ăsta terasă. Deasupra, adică mai clădirea. Făcut afaceri cu câinii, cu animalele, deci nu de zăpadă. Primul om de zăpadă în 2024. L-ați văzut sau nu l-ați văzut? Cu copiii, cu siguranță. Brazii ăștia sunt frumoși, plin cu zăpadă. Ce este de aici? Am brad ăsta în curte, îl împodobești pe sărbători, nu mai trebuie să-l cumperi brad. Nu mai trebuie să tai nimeni în braj, nu? Dacă ai în curte. Dacă nu ai în curte și îl tai bloc, atunci ți-e unul artificial. Hei, ce frumos!
filmez și eu, n-am voie să filmez. Nu l-a trebuit la mine, l-aud de pe celălalt. Aici era un restaurant și l-au refăcut. Probabil că tot restaurant sau cine știe, poate hotel. Nu știu cum stau și așa printre blocuri. Am ajuns pe strada Poștăvarul. Mă bag aici, s-am zis la mașini. Perfecto. Iată ce frumos aici. Să faci poze. Zăpada. Îmi place că e ceva zăpadă. Aer curat afară. Aer de munte. Nu știu cum să ia și eu pe aici. Poliția. Îmi place când văd alb peste tot. Uite, are luminițe acolo, vedeți? Bravo! Sunt pe unde am ajuns. Până la urmă m-am hotărât să iau prin stânga pe aici. Trec pe la școala numărul 200, școala generală, unde am învățat eu. Șapte clase, că prima clasă a fost în 22. Uite aia, școala numărul 200. Vedeți? Ups! Uite așa au făcut în curtea școlii. Acolo erau terenul de fotbal, au făcut blocuri. Uitați-vă și eu. Am mai spus asta, nu mai știu când. Ce o să mai fac aici? Mai e un teren aici sau două și deja... șantier în lucru. Vedeți? Au luat tot terenul de la... de la elevi. Nu se poate așa ceva. Copiii ziua de azi nu mai fac un sport. Măcar la școală. Și tot era ceva. Deci acolo cu roșu e școala numărul 200 generală. La etajul 1 am învățat eu și la etajul 2 pe dreapta, pe colț. Și uitați câte blocuri am făcut aici la școală, prea multe. Prea multe. Și uitați cât teren aici care este, vedem. Aici erau terenuri de fotbal și de handbal, de orice. Uite așa a făcut ăștia. Uite, au pus zid acolo. Ce era
tot terenul ăsta și unde sunt blocurile alea erau terenuri pentru copii. De la școala numărul 200, vedeți ce a făcut ăștia? De când e ăsta aici ocupat. O luat hoții. Au făcut zid. L-au ocupat. Vor face blocuri, cu siguranță. Asta era traseul meu care mă uiteam spre casă. Când eram eu mic. Unde m-am deșteptat eu aici la școala numărul 200. Vedeți? M-am făcut mare și deștept. Și m-am făcut vlogger. Ce să mai zic, prieteni, să mă arăt și eu la meclă. Sunt bine, sunt sănătos. Am vorbit despre Cătălin. Are și el lucruri frumoase de spus și de făcut, dar nu are succes pe YouTube. I-am luat eu înainte cu mult și de mult. Pentru că eu s-a cam lăsat de chestiile. Uitați, prieteni, s-a pus iar zăpada în mașină. O să vedem dacă dăm jos. Să dăm jos, nu? Am o treabă mai încolo cu mașina.